Humanitas telespectatorilor România Te Iubesc Pro TV. Bun revenit în standul Humanitas pentru a doua lansare, a doua carte, minunatei echipe pe care o admirăm, pe care o urmărim duminică de duminică sau în jurnalele de știri, echipa România Te Iubesc. Sunt foarte bucuroasă că după prima lansare, chiar anul trecut, România Te Iubesc apărea primul volum sub semnătura echipei, avem astăzi prilejul unei noi întâlniri și a unei noi cărți. Cele două cărți sunt, le-am spus deja, două aripi. Pe undeva, primul volum făcea o radiografie a lucrurilor care nu merg în administrație, în privatizare, la nivel local, la nivel politic, în sistemul medical, în educație și așa mai departe. E bine, la un an după această radiografie a lucrurilor care nu merg, avem și radiografia părții bune, radiografia lucrurilor care merg, a oamenilor care, cum spune și titlul, fac bine. Pentru că acest titlu, ne facem bine, trebuie citit în două chei. Aceea că ne facem cu toții bine, ca țară, ca societate, și aceea că facem și suntem chemați să facem fiecare partea noastră de bine. Nu fur mai multe minute din această jumătate de oră și așa scurtă pentru întâlnirea cu cei șase protagoniști ai cărții, ai emisiunii și ai lansării și le dau lor cuvântul.